Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Sănătatea în Obiectiv. Sunt dr. Emanuel Chețan și, așa cum v-am obișnuit până acum, în cadrul acestor emisiuni medicale, dorim să venim în întâmpinarea dumneavoastră cu informații medicale prețioase. Până la urmă, prin aceste emisiuni, dorim să aflăm, printre altele, care sunt cauzele afecțiunilor despre care discutăm, cum anume se manifestă acestea, și nu în ultimul rând, am dorit să aflăm care sunt mijloacele sau resursele terapeutice disponibile afecțiunilor în cauză. În acest sens, în emisiunea de astăzi, îl avem ca și invitat pe domnul dr. Teodor Ștefan Fischer, medic primar neurolog cu competență în electroneuromiografie. Domnule doctor, bine ați venit la emisiunea Sănătatea în Obiectiv. Mulțumesc mult pentru invitație. Totdeauna este o plăcere să ne întâlnim, să povestim, să discutăm pe diferite teme. În emisiunea de astăzi vom aborda, cu ajutorul invitatului nostru, o temă medicală importantă din sfera neurologiei, și anume vom discuta despre neuropatia periferică. Prin urmare, aș dori să intrăm în subiectul nostru de astăzi și, pentru început, v-aș ruga, domnule dr. Fischer, să explicați telespectatorilor noștri ce reprezintă, ce anume este neuropatia periferică. Neuropatia periferică reprezintă afectarea sistemului nervos periferic, adică a tuturor nervilor din organism. Și fiindcă afectarea depinde de lungimea nervilor, întâi sunt afectați nervii mai lungi, apoi cei mai scurți, inițial neuropatia periferică începe să se manifeste la picioare, picioare fiind nervii cei mai lungi, iar după aceea se poate manifesta oriunde în corp omenesc. Dar în mod tipic, neuropatia periferică începe de la picioare, simetric. Acum că ne-ați spus pe scurt ce anume reprezintă neuropatia periferică, aș dori să vă întreb care ar fi cauzele sau factorii care pot duce la instalarea neuropatiei periferice. Neuropatia periferică poate să fie o boală primară a nervilor, care este o boală genetică. Și aceasta este cea mai frecventă situație întâlnită în copilărie și adolescență. La copii și adolescenți, cea mai frecventă cauză este o cauză genetică. Însă, la adult, neuropatia periferică este cea mai frecventă o manifestare a unei alte boli primare. Care boală poate să fie metabolică? Care poate să fie autoimună? Care poate să fie în situații mai grave paraneoplazică? Poate să fie infecțioasă, de exemplu. Toxică. Poate să fie toxică, exact. Poate să fie deficit nutrițional în cadrul unei boli gastrointestinale. Deci, la adult, de obicei, neuropatia periferică este expresia, este una din expresiile, una dintre manifestările clinice a unei alte boli de bază. Ea este, de fapt, o manifestare. Neuropatia primară, afectarea primară a sistemului nervos periferic, de obicei este genetică și asta se întâlnește cel mai frecvent la copii atunci începe să se manifeste. Poate să fie și la adult, la copii cea mai frecventă cauză este genetică. La adulți însă este secundară în contextul unor alte boli și care trebuie, desigur, precizate. Iată-ne așadar la o discuție pe tema neuropatiei periferice și, în acest sens, v-aș ruga, domnule doctor, să precizați pentru telespectatorii noștri cum arată tabloul clinic sau cum anume se manifestă neuropatia periferică pe de o parte și, în același timp, v-aș ruga să explicați care ar fi evoluția acesteia în timp. Manifestarea ei clinică, deci ceea ce simte pacientul, ca să ne exprimăm cât mai general, ca să spunem așa, cea mai frecventă simptom este parestezia. Parestezia reprezintă o senzație anormală. În mod tipic, după cum am spus la început, această afecțiune, neuropatia periferică, începe la picioare, începe distal, de obicei la degete, la picioare, cel mai departe. Prin ce se manifestă? Prin această parestezie care poate să fie furnicătură, înțepătură, senzație de cald sau senzație de rece, senzație de arsură, senzație că sunt degetele umflate sau poate să fie chiar durere sau poate să fie chiar o intoleranță la atingerile normale, care se numește alodinie. De exemplu, pacientul poate să nu tolereze să simtă atingerea cearceafului noaptea sau atingerea șosetelor noaptea când doarme, să le simte neplăcut. Deci să îi dea o senzație neplăcută.
este senzațiile acestea parestezice sunt foarte polimorfe, ele depind de ce fibre nervoase sunt afectate inițial și din acest motiv oricare dintre cele ce am menționat eu poate să fie la început. În ceea ce privește evoluția, evoluția depinde de răspunsul la tratament, al diagnosticarea precoce și de răspunsul la tratament al acestor afecțiuni. Evoluția naturală, dacă cauza neuropatiei persistă, această evoluție va fi progresivă, lent, se va extinde neuropatia, după cum am spus, de la degete în sus spre gleznă, prinde picioarele complet, apoi se extinde la gambe, poate până deasupra genunchilor, după aceea la membre superioare. Dacă se intervine terapeutic eficient, evoluția aceasta poate fi desigur stopată. În ceea ce privește evoluția în timp, modul de instalare și evoluție în timp, există neuropatii acute, care apar pe parcursul a câteva zile, pot să fie chiar forme grave, cum este sindromul Guillain-Barré, sau pot să fie neuropatii, sau în intoxicații, pot să fie neuropatii subacute, cele mai frecvente, de exemplu, un diabet, în care se instalează simptome pe parcursul a săptămâni sau luni, sau pot să fie neuropatii cronice, care se instalează simptome pe parcursul anilor, în cele genetice, de exemplu. În unele forme de metabolism, în unele forme de deficite nutriționale. Acesta ar fi evoluția cea mai frecventă. Acum, continuând discuția noastră pe marginea acestui subiect, v-aș întreba, domnule doctor Fischer, cum anume se stabilește diagnosticul în cazul neuropatiei periferice? Diagnosticul întâi este, primul lucru, orice diagnostic este clinic. Deci pacientul la examinare se constată, examină pacientul, la examenul clinic neurologic, examenul clinic. Da, la examenul clinic neurologic se constată la pacient o tulburare de sensibilitate, de obicei, adică pacientul nu simte anumite atingerea sau nu simte senzația de calci rece, iar această hipoestezie, această afectare a sensibilității este de obicei la degetele de la picioare, dacă este prins boala în momentul inițial, dar dacă boala este deja mai avansată, va fi tulburarea de sensibilitate, hipoestezia va fi mai sus. Piciorul poate să cuprinde și glezna, poate să cuprinde și gamba distal. Deci hipoestezia este unul din primele lucruri care îl vezi la examenul neurologic. Alte lucruri pot, dacă este o formă motorie, afectare motorie, va fi un deficit motor. Poate să fie, există anumite forme de neuropatie periferice în care sensibilitatea la atingere este normală, dar pacientul poate să aibă o hipersensibilitate la atingere, care se numește alodinie. Deci la atingere el percepe un stimul normal ca o ceva neplăcut, anormal. De asemenea, în forme mai avansate, reflexele vor fi, reflexele tendinoase vor fi afectate și apar tulburări de troficitate, tulburări motorii, pot să apară ulcerații, pot să apară diminuarea maselor musculare, distare, amiotrofii. Acesta s-ar fi la examenul clinic. Și foarte important în polineuropatie este examinările paraclinice. Cea mai importantă dintre ele este evaluarea neurofiziologică, testul electroneuromiografie, care ne arată cum ne precizează boala, că este o afectare de sistem nervos periferic, ne precizează ce tip de afectare este, afectare motorie, este afectare senzitivă sau este cel mai frecvent mixtă, și motorie și senzitivă. Ne poate preciza, sunt afectate doar fibrele groase, mielinizate, motorii și senzitive, sau poate să ne precizeze și dacă sunt afectate fibrele de mici dimensiuni nemielinizate, alea prin teste vegetative modificate anormal. Ne precizează valorile. De exemplu, pot să sugereze dacă este o neuropatie periferică genetică, fiindcă atunci modificările sunt extreme. Dacă este o polineuropatie acută de tip Guillain-Barré, de asemenea, aspectul este tipic. În restul neuropatiilor, modificările sunt mai generale și trebuie ulterior precizată etiologia, deci cauza, prin alte analize de laborator, care este cauza etiologică. Iar în ceea ce privește, după ce examenul neurofiziologic stabilește diagnosticul de neuropatie periferică, după aceea trebuie văzută etiologia acestuia. Cauza. Există câteva situații în care doar neurofiziologia poate preciza și diagnosticul, dar în marea majoritatea cazurilor trebuie prin analize de laborator văzut. Cea mai frecventă cauză la adult este diabetul.
Și atunci trebuie văzută. Polinopatia metabolică e în cadrul diabetului. Este probabil cea mai frecventă cauză. Probabil a doua cauză, ca și frecvență, sunt bolile autoimune, care de multe ori pot să fie o boală autoimună pe care pacientul poate nu o cunoștea. Și o descoperă deja în faza în care este afectată prin neuropatie. Sunt multiple boli autoimune și pentru care se fac probele imunologice. Pot să fie vasculite, tot în cadrul unei afecțiuni autoimune. Pot să fie o polineuropatie de cauză infecțioasă. Nu sunt așa frecvente. Cea mai frecventă este boala neuroborelioză, boala Lyme, care poate să dea. Poate să fie, de exemplu, infecția cronică cu HIV, infecția cronică cu citomegalovirus. Dar, în general, acestea nu sunt chiar așa frecvente. O altă cauză destul de frecventă a neuropatiilor sunt deficite nutriționale, deficite de vitamina B12, deficite de vitamina B1 și care apar de obicei în contextul unor afecțiuni gastrointestinale. Sau inclusiv am avut pacienți care au urmat cure drastice de slăbire, deci ei voluntar au dorit să slăbească și au ajutat într-o hipovitaminoză și au făcut polineuropatie în urma unei cure de slăbire. Însă acesta e mai puțin frecvent, cel mai frecvent sunt în afecțiuni gastrointestinale. Altă cauză sunt sindromele paraneoplazice în afecțiunile oncologice. Uneori este posibil să apară întâi polineuropatia înainte să fie un neoplasm și ulterior, după luni de zile sau chiar un an, să apară neoplasmul. Frecvent se asociază cu neoplasmul pulmonar când sunt niște anticorpi anti-HU care sunt pozitivi, dar pot să apară și în cadrul altor neoplazii. Tot legat de oncologie, polineuropatie pot să apară toxic ca o reacție toxică la chimioterapie. Nu toate chimioterapicele dau polineuropatie, însă în mod tipic unele, mai ales cum ar fi vincristina, cisplatina, carboplatina, dar și altele dau efecte toxice și aceste efecte toxice pe sistemul nervos periferic pot să fie uneori redutabile, intolerante pentru pacient și trebuie să asistată chimioterapia din cauza asta. Alte cauze de polineuropatie sunt cele genetice pe care am amintit, numai că ele sunt mai frecvent întâlnite la copii și atunci, sigur, aspectul neurofiziologic la electroneurofiziologie este tipic în cele genetice. Ele se mai numește acromaitus, grupul de polineuropatie și acromaitus. În ele, diagnosticul de precizie este analiza genetică, PCR, în măsura în care este posibilă. Asta legat de partea de diagnostic. Acum, așa cum bine se știe, unul dintre elementele importante, specifice fiecare afecțiuni este elementul terapeutic. Apropiindu-ne încet de ultima parte a discuției noastre de astăzi, aș dori să vă mai întreb, domnule doctor, care ar fi la ora actuală mijloacele sau resursele terapeutice în cazul neuropatiei periferice? Acum, neuropatia periferică trebuie tratată în funcție de etiologia ei. Fiind de cele mai multe ori neuropatiile apărând în cadrul unor alte afecțiuni, sigur că acea afecțiune de bază trebuie controlată. Iar dacă afecțiunea de bază nu este controlată, nici după neuropatia nu o să fie controlată. Și dau exemplu diabetul. Cea mai frecventă neuropatie la adult este în diabet. Dacă diabetul nu este controlat și dacă hemoglobina glicozilată nu reușim să o reducem sub 6 sau măcar sub 7% procentual, acea glicată, cum zic oamenii, păi hemoglobina glicozilată, înseamnă că nu avem controlul metabolic în diabet și polineuropatia va continua, chiar și sub tratament. Deci tratamentul bolii de bază este foarte important. Primul pas care trebuie făcut este controlul bolii de bază. Dacă este o polineuropatie autoimună, acută, tratamentul va fi imunomodulator patogenetic. Este tratamentul imunomodulator cu imunoglobuline sau plasmaferză, dar acesta disponibil doar în spital. Dacă este o polineuropatie autoimună în contextul unei alte boli de bază, este sindromul Sjögren, este sarcoidoză, este diferite alte forme de vasculite, vor trebui făcute imunomodularea corectă pentru acele boli de bază. Și până nu controlezi acele boli de bază, nu reușești să controlezi neuropatia periferică. În caz de toxicitate, sigur, oprirea expunerii la toxic. În măsura în care e posibil asta, mai ales la chimioterapie, oprirea produsului chimioterapeutic, medicamentul chimioterapeutic și locuirea lui cu altul, dacă este posibil.
ca și tratament al simptomelor. Deci în toată neuropatie periferice, senzația acestea de arsuri, de furnicături, de durere, ele se controlează, există în prezent de 20 de ani, să zic, apărute în România, medicamente anticonvulsivante de generație nouă, care au fost folosite inițial în epilepsie. Acolo nu au fost așa eficiente, dar sunt eficiente în controlul simptomelor din afectarea fibrelor nervoase periferice. Sunt eficiente în controlul simptomelor din polineuropatie. Și aici cel mai frumit este gabapentinul, inițial, care a apărut și pregabalinul. De asemenea, se poate utiliza preparatul carbamazepină, care și el este un anticonvulsivant, dar și el este cu efect pe partea de simptomatologie. Aceste medicamente, ele fac viața pacientului cu polineuropatie mai ușoară. Reduc durerea, reduc parestezia, reduc disconfortul. Însă ele nu tratează cauza bolii, ele tratează doar simptomele. Și, desigur, în neuropatie periferice se pot folosi preparate neurotrofice. Acestea sunt comercial, sunt foarte, foarte multe. Relativ, compoziția lor este relativ asemănătoare și eficiența lor este în general relativ asemănătoare. Conțin acid ioctic, tiamină, complexe de vitamine B1, B6, B12, atenție doar la legat de B12, există o discuție cu cei cu pacienții cu oncologie unde trebuie, unii se spune că ar trebui evitat. De asemenea, uneori la pacienții cu neuropatie periferică poate să fie necesar tratamentul pentru durerea cronică, tratamentul cu antidepresive triciclice, doar trebuie atenție la cei care au boli cardiovasculare, tulburări de ritm, dar antidepresive triciclice și ele pot fi folosite în durerea cronică în neuropată. Și oricum ceea ce aș vrea să subliniez ca și o paranteză, așa cum am mai spus și în alte emisiuni, vreau să subliniez faptul că e foarte important să înțeleagă telespectatorii noștri care sunt și pacienți deopotrivă că întotdeauna tratamentul se inițiază și se urmează doar la indicația medicului. Deci descurajăm automedicația. Da, medicamentele acestea, toate, exceptând neurotroficele, toate celelalte medicamente se liberează dacă prescripție medicală. Ele în sine pot să dea efecte adverse și atunci totdeauna trebuie căutat o doză potrivită, adaptată pacientului. De exemplu, la pacienții cu probleme hepatice, cu hepatită cronică, ciroză sau așa, trebuie o doză redusă. Multe dintre ele au efecte hepatotoxice în doză mare. La antidepresive triclinice trebuie atenție să fie tulburări cardiace sau tulburări cardiace. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio emisiunii noastre și pentru toate informațiile importante pe care ni le-ați oferit astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă așteptăm și cu altă ocazie la emisiunea Sănătatea în Obiectiv. Mulțumesc foarte mult, totdeauna o plăcere să ne întâlnim. Mă bucur. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost și de astăzi alături de noi. Nu uitați, sănătatea este un dar de la Dumnezeu, prin urmare trebuie să o prețuim. Până la o nouă emisiune, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și multă sănătate!